salut, oameni dragi! Sper că ați un weekend excelent! Eu sunt Cristian Burcea CFX și, așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, împărtășesc cu voi opinia mea asupra unei parități de swing trading. De data aceasta vom discuta despre metalul galben și anume aurul, însă până să trecem la analiza tehnică, aș vrea să reamintesc un lucru important și anume, vă rog să citiți disclaimer-ul, practic avertismentul cu privire la riscul din scrierea acestui video și înainte să mergem pe analiza tehnică, aș vrea să stăm ceva lucruri importante, ca să am luat seama trecută și anume, a fost o săptămână volatilă, deoarece inflația din Statele Unite s-a afișat mai mare decât s-așteptau piețele. Mai mult de atât, pe măsură ce inflația rămâne ridicată, piața o să fie cu ochii pe decizia ratelor a rezervei federale, practic ce vor face acum și ce au de gând să facă pe viitor. Piețele anticipează că acest ciclu de rate hike-uri se va încheia undeva la anul și vom vedea probabil această rată termină undeva la 4.5%, dar rămâne de văzut, vom vedea o dată ce vom avea mai multă claritate cu privire la calea viitoare a ratelor. Overall, dolar indexul a închis cam cu 0,6% mai mult săptămâna, pe măsură ce randamente cresc, reacția instinctivă a lor este și ea să crească și am dolar indexul ceva mai sus. Probabil avea o săptămână și mai bună dacă nu vedeam reversal-ul de vineri, dar overall a fost o săptămână bună pentru dolar. Metalele prețioase au fost în focusul multor trader săptămâna trecută. Vorbeam cu membrii comunității CFX de săptămâni bune despre suportul la 1700-1680 pe aur și despre modul în care piața este cel mai probabil să-l testeze și eventual să-l spargă. Iată, în cele din urmă, am obținut acest breakdown, însă marea întrebare este acum dacă acest breakdown se va dovedi a fi un false breakout sau vom vedea un sell-off către 1600. O să împărtășesc cu voi opinia mea, însă trebuie să reamintesc un lucru important și anume. Săptămâna aceasta avem decizia ratei Fed și va domina, practic, în calendarul economic, decizia ratelor ale rezervei federale. Piețe încearcă să înțeleagă finalul acestui ciclu de tightening, aur ar trebui urmărit cu interes, deoarece price action în următoarele sesiuni va fi crucial. Personal nu mă grăbesc să deschid poziții short pe aur, long este hype-ul, o să stăm imediat de scenarii și hype-ul la analiza tehnică. Vreau să văd price action în următoarele sesiuni, fiindcă luni avem bank holiday în Londra, de aceea prefer să văd open-ul și close-ul la New York Open și poate chiar să văd și marți dimineață open-ul de la Londra înainte de a decide ce voi face pe aur. Voi vedea cum se simte în primul rând piața mâine la New York Open și apoi voi decide. De asemenea, pe lângă Fed avem și date importante, este o zonă foarte încărcată, deoarece pe lângă Fed avem și deciziile ratelor de la BOJ, SNB și Bank Anglia, de asemenea și ceva PMI-uri în galoarele economic, deci trebuie destul de mare atenție, poate este o săptămână când va fi cazul fie să facem un pas în spate, să transferăm cu un risc redus, fie să apăsăm pe data accelerației, să riscăm poate mai mult decât o facem de obicei, deoarece este posibil ca la un moment dat analiza tehnică să fie în ton cu analiza fundamentală și poate avem un setup de A+, care merită riscul, însă vom vedea, bineînțeles, depinde foarte mult ce tip de trader ești, ce apetit pentru risc ai, dacă transferi cont personal, dacă transferi fondul la firmă de prop, ce drawdown poți să ai și așa mai departe, trebuie să știi profilul de risc înainte să iei o decizie, dar e important să prezumăm acest aspect. Acum, din punct de vedere analizei tehnice, scenariul A, scenariul principal, practic, hype-ul A pentru mine este atât timp cât aurul se află în 1700, înseamnă să deschid poziții short. Această zonă 1700-1780 este o zonă cheie de foarte multă vreme pe aur, am stat-o cu membrii comunității de acum, pot spune luni sau poate chiar anul trecut am avut o potențială tranzie foarte mult de long pe aur cu acel double bottom, cu break test peste zonă, cu oportunități fantastice, iar probabil trade of the year anul acesta care am stat cu membrii din comunitatea noastră a fost la acel break test peste zona de 1850 cu target către 2000, a fost o tranzacție fantastică, însă iată, momentan am fost nevoie să ne adaptăm, a fost o perioadă în care persoana n-am favorizat niciun fel de poziție nici long, nici short, dar în ultimele săptămâni am favorizat poziții short, în special atunci când aur a făcut breakdown sub 1750 și am punctat acest sell-off agresiv cu pullback sub formă de bearish flag și aveam un bias de short, chiar stăm cu membrii din comunitatea noastră pe Ecofin și la webinarele săptămânale, când ne așteptăm să vedem aurul către 1700 și apoi am punctat că poate vom dea un mic relief rally, un mic raliu, dar mă aștept să vedem din nou 1700 atins și potențial breakdown, urmăream cu interes potențial squeeze sub această zonă.
Apropo de webinar, că vreți să vedeți analize noastre, să împărtășim opinii, păreri la webinar, pe site-ul cusfoes.ro, dacă mergeți la CFX Market Insight, avem serviciu de Market Insight, în fiecare săptămână avem webinar săptămânal și o mulțime de arfe info utile, vă las pe voi să citiți, să descoperiți, momentan înscrierile sunt deschise, așa că vă așteptăm cu drag, costurile sunt destul de mici, dacă nu sunteți mulțumiți de informații oferite în termen de 7, îți oferim money back, așa că vă așteptăm și ne auzim la webinarele săptămânale. Bun, revenim la grafic. Iată, am obținut acel sell-off urmată de o consolidare și vedem breakdown. Breakdown-ul de joi a fost unul agresiv, cu volum destul de mare, s-a obținut acest reversal pe final de săptămână și am vrut că avem fed săptămâna aceasta, voi fi atent, însă, repet, scenariul a favorizat poziții short atât timp cât piața rămâne sub 1680-1700, mentre să am entry-uri de short cu un entry bine definit, stop loss bine definit. Poate iau în calcul să fac scale-out la 1640-1620, însă targetul final rămâne zona la 1600, 1585-1600, cam aici este TP-ul final. Dacă din oricare motiv Fed-ul va surprinde, sau nu știu, sentimentul de risk-off se schimbă și sentimentul de risk-off, risk-on se poate schimba la o sesiune la alta, mai ales în mediul economic actual, atunci am și în plan hypo-UB, dacă aici o să am de-a face cu un false breakout și vedem raliu agresiv și în zonă peste 1680-1700, iau un calcul posibil de long cu entry bine finit, stop bine finit, prim target 1725-30, urmat de 1750-1760. Dar repet, ăsta este hypo B, scenariu secundar destul de puțin probabil, dar, repet, piețe nu fac tot timpul ceea ce vrem noi să facă sau ceea ce ne așteptăm să facă și trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. În principal favorizez poziții de short sub 1680, urmăresc cu interes open-ul de luni, de pe New York și close-ul și apoi poate chiar și London Open marți dimineață, vom vedea ce se întâmplă pe piețe. Iată, este duminică noapte, îmi fac eu acest video, deci n-am niciun motiv să mă grăbesc să iau o decizie, vreau să aștept să văd cum se vor deschide piețele săptămâna aceasta. Oricum, cam asta a fost cu analiza tehnică, înainte să încheiem. Guys, am precizat de seciul Market Insight, însă mai am o veste importantă și anume, dacă mergeți pe cursuri Foes la secțiunea de cursuri, vă invităm complet gratuit joi 29 septembrie de la ora 19 într-un webinar de aproximativ 60 de minute vom discuta despre 5 tipuri de tranzacții pe care poți să tranzacționezi atât pe swing trading cât și pe intraday pe care face 2 ore. Este complet gratuit, vă așteptăm. De asemenea, înainte să luați o decizie cum să citiți mai multe detalii, însă n-aveți ce pierde, cel mult 60 de minute din timpul vostru, poate va fi acolo informație utilă și cu siguranță mă aștept ca majoritatea dintre voi să fie încântați de informație și să vedeți și surpriza la final, așa că ne vedem acolo. Dacă vreți să aflați mai multe info, avem și o opțiune de articole complet gratuite, puteți să le verificați, însă cam asta am să vă transmit eu pe săptămâna aceasta, o să încheiem aici și nu uitați, atât eu cât și echipa mea am apreciat foarte mult dacă ne ascultați cu un like, share și subscribe, astfel știm că aceste informații complet gratuite de pe canalul de YouTube și articole găsiți utile într-un fel sau altul și ne ajută să mergem mai departe. Oricum, cam asta ar fi, vă urez o săptămână fantastică, succes în toate și ne vedem săptămâna viitoare. Mult succes!